De faptul cum vom implementa noi acest proiect, fiind primii în Republica Moldova, va depinde și hotărârea ori decizia Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de a mai implementa astfel de proiecte în Republica Moldova. Inițiativa a fost lansată de proiectul Energie și Biomasă cu sprijinul Uniunii Europene. Astfel, începând cu anul 2014, în raionul Leova, a fost lansat primul serviciu de furnizare a agentului termic bazat pe biomasă printr-un parteneriat public-privat. În regiune au fost investiți peste jumătate de milion de euro, iar gestionarea rețelelor îi revine agentului economic angajat prin concurs public. Agentul privat, adică noi, asigurăm tot procesul cap-coadă, începând de la implementarea acestui proces. Noi livrăm combustibilul, noi gestionăm procesul și asigurăm, conform normelor sanitare, livrarea serviciului. Printre beneficiarii acestui proiect sunt și elevii gimnaziului din satul Ceadâr. Vechiul sistem de încălzire din școală a fost înlocuit cu unul absolut nou. Rețeaua veche de încălzire nu mai făcea față, spun profesorii. Se întâmpla deseori că se defecta des. Copiii erau nemulțumiți, îmbrăcați la lecții. Ca și era de-am vechi, avem mulți ani, dar acum ne-a pus pistil nou și înainte era... Mai avea defecțiuni, nu încălzea bine, dar acum încălzește bine, e cald. Pentru o gigacalorie livrată, beneficiarii plătesc aproximativ 1000 de lei. Este și mai ieftin, spune directoarea gimnaziului. 90 de mii, da, cheltuiam așa. Acum noi am planificat 130 de mii. Până la moment avem încă rezervă din 30 lunar. Noi am achitat o lună 21 mii, una 27, adică avem puțin economie, avem. Din ceea ce am planificat, ne-am gândit că va fi mult mai mult. Focul bate în cazan cu apă aici, aici. Și cu măsoasele transmit apa circulă prin școală. E mai ieftin față de canzăreșie care a lucrat eu 4 ani acolo, cărbuni, fum, asta e mai bine, curată. Totodată, datorită implementării proiectului în raionul Leova, au fost create cel puțin 54 de locuri noi de muncă. În același timp, cantitatea de CO2 emisă anual de la arderea cărbunelui a fost redusă cu cel puțin 4.000 de tone. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a contribuit cu peste 1.500.000 de lei la implementarea acestui proiect.